Bă, cum l-a luat mai repede ca mine, mă? Păi eu sunt mult mai bun. Dacă vrei să ai acces la cele mai mari reduceri de jocuri, nu uita să intri pe Eneba. Pentru asta e un link în descriere și nu uita să folosești codul LCT pentru o mega reducere. Salutare, prieteni mei, acest este Standy și bine v-am regăsit la un nou episod de Forza Horizon 5. Da. Alături de prietenii mei care niciodată nu mă lasă să fac intro-ul, Salvaticu, i-am trimis și un meme ieri și lui și lui Bergica să vadă gen cum mă simt eu când... Când face intro, primele 10 secunde intro trebuie să înjure măcar o dată sau să încerce. Așa, da. În episodul de astăzi sau de, cum face Bergic acum. În episodul de astăzi, în afară de butonul de like și toate cele idei din secțiunea comentarii, dacă vreți să mă vedeți ceva făcând, să făcuți dintr-o dată pe Forza. Vreau să facem cursa melcilor. Adică o să ne luăm mașini cu cel mai mic scor posibil, le tunăm fără motor schimbat sau mai știu eu ce și facem maratonul, de exemplu, da? Și îl facem rapid, dar încet, pentru că e cursa melcilor. Așa că apăsați butonul de like și haideți să-i dăm. Da. Da. Deci, care e scorul maxim? Păi nu știu, unul foarte mic. Care e cel mai mic performance class sau care e ăsta? Da. Da. Păi cel mai mic e D-ul. De, hai să luăm pe de la deci D. Să ne luăm mașini cu clasa de performanță D, sigur că da. Eu am găsit mașini cu istorie. Da. Da, uite. Bă, dacă are istorie, înseamnă că ea are. Cum zic, dacă Mihai vitează. Bă, dar vedeți că aici la clasa D sunt și mașini mai proaste, adică uite, văd că sunt și de. Hai să ne luăm până în scor 300, că ăștia sunt mai melci, gen. Că așa sunt și de 500 și 500. A, bă, luai deja, o și cumpărai. Bă, ce, da, bă, și cât arăși pe ea, bă, 30K? Vezi că sunt și de 50. Hai, bă, amice, lasă-ne așa. De 300, scor maxim. Maxim. Hai, 320, 30 pe acolo, că oricum văd că nu sunt foarte multe, gen. Bă, ăsta vrea să-și ia Type C-ul, mă, de la Bugatti, să mă piși pe el de aia. Cine, mă? Tu. Nu vreau, mă, nebună. Ce Type C, mă, ce Bugatti are scor de 200 și handicapat? Da, mă, Bugatti-ul din 26, ești nebun? Da, dau eu 5 milioane. Bravo. What? Mamă, ce șmecherie asta. Mamă, ce-mi luai Dacia, ești nebun. Eu îmi luai un Datsun, băieții mei. Băieții. Ce, bă, și tu-ți lași Datsun? Nu, o vere, mă enervează, toate mașinile frumoase din alea pe stil vechi sunt 4, 5, 6, 7 milioane. Ia ce-o fraiere. Nu te trebuie. Dar Datsunul ăsta de mi-l luai eu ce are, ce frumos e. Du-te, mă, de aici. Fii atent că poți să-i fac body white, ești prost? Du-te, că... Hai, rămâi cum... Bă, amice, vezi că eu le-am una șmecheră de tot? Da, nu o să-i pun. Ce mașină luași, amici? O Toyota. Deci, fără motor schimbat, da? N-ai nicio Toyota până... 4x4 puteți să le faceți. Ăla nu-și luă de bani ăștia, le păi, poate-și cumpără, bă. Are scor de 315. Își cumpără, bă. Păi da, da, zisai că are voie la 320 încolo. A. Mamă, bă, repede tu să dai cu junghiu. Să dai cu junghiu. Jelaș cumva? Mamă, mamă, să vedeți de nu termina noi ăla în 10 minute, să-mi spuneți voi mie, cuciu. Să vezi de nu eu, miros eu chiloția aia de miros a fructe de mare. Uau, uite cum arată motorul, că e de la pe carburator, ești nebun? Fructe de mare, ești nebun? Mamă, amice, fii atent, îi dădui 12 cai, amice. Agrapa Marianelor. Evacuarea, 13 cai, camera de ardere, 60 de cai. Macro-ul ăla, știi? Bă, vă rog eu frumos. Stat în soare, amice. Ăla, amice, uaa, când îl pui la pistică, știi? La ce s-a plouat. Te bagă în nasul și face... Bă, vă rog eu frumos, terminați cu prostiile astea. Ce se manele? Parpandele. Parpandele, amice, îți ieșiră pe da vecinii pe la chef? Eu cred că ție, bă. Bă, zi, să lăs fără... Andrei? Fără ce? Andrei? Fără motoare, știi. Andrei? Bă, băieții, mașina mare 785 scor, bă! Fără scor, fără ăla? Amice, tu luași tot Celica, nu? Nu. Luai Datsun, bă, așa. Și eu luai o Celica și am 785. Și, dar eu luai un Datsun. Ce? Tu ce luași mei, Sălbaticule? Ce? Un jaf. Taci, bă, din gură. Auto, bă, ziceți-vă că nu e frumos, dar... Lăstunul ăsta, au la el, na. Spuneți voi că nu e frumos Lelumă. Pe bune, bravo băi Lelumă. Bravo Lelumă. Ia uși ce frumos aude ea. Ia. Băieții, am cel mai... Am cel mai mare jaf de mașină posibil. Cel mai mare căcat de mașină mi l-am luat. Să vezi că lăstunul meu e șmecher, băi. Fraieridor, auzi ce frumos îl conduc ea. Du-te de gata, băieți, haideți. Și s-au turbinele, ești nebun, ia? Da, e mici. Bă, vezi că a mea mie îmi place maxim cum arată. Du-te de ea. Să-l bani cum le poți să faci curs, nu știu la care o să facem, nu sunt între noi.
Păi de ce să nu poți? Uite, eu merg cu lăstul pe câmp. Mamă, ce frumos mă simt. Zici că mă duc cu Dacia cu tata pe câmp. Bă, voi cât aveți scor? 785. Amândoi? Da. Da. Ce că a făcut răzmă? Amice! Să mor eu, amice! Ce? Când schimbă viteza, ai văzut că că-i caută până la punctul ăla... Aaa, faci așa! E pe liber. Hai că mă duc, băieți, maratonul, da? Maratonul, sigur că da. Bă, dar frumos, amice, de cum, bă, știi ce luai eu? Ce? Luai un anime car. Bă, nu știu, dar vezi că să știi că s-ar putea să fie o cursă mișto asta. Adică cel puțin lăstunul meu nu fuge foarte tare, dar mașina stă frumos. Mașina arată foarte bine, deci mi se pare că arată genial. Nu, dar gen, e echilibrată, la modul că nu fuge foarte tare și curbele le ia pentru viteza amice, cu care merge. De sunt șocat ce făceau japonezi din 74, mâncați-și. Cât de șmecheră putea să... Meu e din... Luai un javere, din 70. Nu știu, eu am impresia că deodată asta Celica a fost făcută cam pentru America. Că prea arată. Celica e frumoasă, rău. Sălbaticule, mașina mea era printre cele mai proaste, de-o aveam. N-are cum. Păi, dacă zic... Eu aveai, eu cumpărai. Păi, eu nu dădui bani să cumpăr, că na, nu-mi permis să investesc. Așa ca tine. Păi, pe bune. Tu ești obișnuit de când te-ai apucat de YouTube, ai fost obișnuit numai cu da, pe investeală, ai fost pornit. Da, într-una. Da, adică toți banii pe care am făcut din YouTube, i-ar investi, pișeam aș pe el să mă piși. Bă, dar chiar, dar dacă investit din YouTube, mine. Ai făcut și tu, cred că, din YouTube 30-40 de mii. Unde-s banii? Era să te înjuri, amice, iar. Deci măcar un calculator, vorba aia, n-a... Ei, i-a mâncat cu femeile, dă-l morții, nu sunt. Unde? Tu ce te plânsă, sălbaticule, de mașina ta, că ai 775 scor. Ești cu 10 sunt noi. Păi tu oricum nu le văzusei pe ale noastre cum arată. A mea jur că e cea mai șmecheră de aici. Vezi că eu am un waifu pe capotă. Băi, fraierilor. Ia uite-l pe Dăstun, mor. Salut, băi! Asta nu e golf. E Lăstun, amice. Da. Era să mă fac praf? Mamă, dar nu fuge să moară ea. Aude, amici, mama, asta e maxima, bă. Și la mine. Cât ai? 200, da, mai zice, 16, 216. Dar doi un... Bă, noi trebuia să pornim filmările. A, uite. Să pornim, că am căcatul lui amicul în amice, bară și... Amice, pe mă lovi cu un prost. Bă, dar arată bine, bă, de, zi, de ce-ți voi, că nu e cea mai frumoasă. No, deci foarte mișto, ca și frumusețea e cea mai șmecheră dintre toate. Bă, nu știu, bă, dar să-mi bat picioarele, lăspunul ăsta... Bine, dacă ar stai la 200 la oră așa pe stradă, în realitate... Bă, dar vezi că alu legumă fuge cam mai repede. Fuge repede rău, eu am 196 și 200. Aha. Bă, nu știu, cu mai mult de 200 în lui. Ce era să dau unul ăla? Eu uite acum la vale, luai 216. Ia, stai să văd și eu la vale acum. O, toașcă, am 220? 230? Oooo, și eu. 240, bă. Aaaa, nu, eu 235 cam am atins. Bă, dar vezi că deci până acum nu mă lovi absolut deloc. Lăscunul meu. Bă, eu mă lovi de un prost în față. Eu mă lovi odată că mă lovi un prost. Amici, în teorie viteza asta e cam mare, bă. Nu e chiar atâta, nu? Da, nu am ce ai. Amici, ne obișnuim pe aplicai mulți. Da. O, amici, ca pentru tine, cam orice, e mare. Da, amici, da. Până și hainele. Și mic. Pentru tine, tot la fel, când ți-am băgat un fund, ai zis că au. Bă, dar ce juri? E de așa, că amici, se mai uită sponsorii ăia. Ce ori zice? Dar stai, bă, un pic, când se urtă la bui. Dă-te, bă! Păi vezi? Uite și ce-mi face, bă! Că zic că face dreapta, bă, și-l mers înainte, bă! Și te-și bătu joc de tine, este? Hai, da, un pic așa. Hai, bă, waifu, hai! Aha, praf. Este, bă, este! Hai, lăstru, hai! Scăpă, bă, pișatul. Ia uite-și pe ăsta, ia uite-și pe ăsta, cum vine aici, pișam aș pe el. Ia uite-și pe ăsta alt. Bă, este, bă, bă, și bani joc de mine, bă! Bă, du-te, bă, încăcat, ia uite-te și tu, bine că m-a făcut un invizibil. Păi și la... Păi și la ce mai juri? Păi da, mă, întâi m-a oprit pe loc. Ia, hai! Bă. What the fuck? Ah, hai că ești varză, ești varză. Bă, dacă-mi vin mașinile pe unde vreau, stai curbele! Știu că și mie am făcut în așa. În continuu veniră, și că-ți varză, dar tot în spatele meu. Păi ești că... Eee. Că mă ferii de ăia, de păi și eu nu mă ferii de ei! De-i omorâși tu, dă-te dracu de aici. Mamă, dacă dau un dubă asta, mă face praf și pe mine și pe waifu. Rata-i ce cum, tu pișeam aș pe tine. Este! Nu, și eu pe ăsta! Aaa, pișeam aș pe el! Este! Da, nenorociților!
copii pișați. Ce copii sălbatic, bine? Mă împins afară din ce voi și mă teleportăm fix până la urmă. Ce voi și... Bă, ești amun? Da? Te mai spun. Hai, prieteni, hai, că pot! Și se stoasă la întrecuitele el. Ce ajunge broască pe stasă. Ai fă aici, pe zonă. Au, eu te uitai să schimb treapta. Ce cringe. Așa am făcut și la așteptele ăla de când dăm drive-ul, uia în spate. Nu, că o schimbă singur. Aaa. Hai, salut, pișeam aș pe el. Casa de-a în spate, trebuie să ține mâna apă, dar pe schimbător, că-i sare neutru. Acum se prinsă și el. Salvaticul nu se prinsă nici acum. Am prins acum să-i mă, cum? Ia-ți, ia. Ia, explică. Acolo, dacă nu-i sare și intră înăutru, ce, care-i... Să țină de ea ca să nu-i sară din viteză, ce... Îți dai seama ce artificiile alea. Stai băi, ți-e stoasă și te grăbești așa. Dar ia zi, amice, păi și pinioanele, ia, intrăși tu în cartea tehnică. No, amice, că nu vreau să-i plictisesc pe oamenii ăștia, că nu... Bă, ce tu îmi spuneai pe aici, Salvaticule? Bă, pișatule, aha. Ce luați? Că luați, bă? Eu am 216. Eu am 230. Bă, pișați, bă. 32, 33. Aude ce mă duc cu waifu. 35, 36, 37. Bă, dați-mă în cioca mea. 38, bă, 30. Bă, am 32. Nu-i corect, bă. 36, 37, 38. Mamă, dau legume acum, praful fac să nebunesc. N-a ajuns tu la mine. Frâne! Dădu-l, mă zui, dădu-l, nenoroșe. Nu, nu portează! Băi da, pentru că trebuie să te întorci, prostule. Ce ai făcut și băi, amice? Donde tatu, amice? Vreau să stai, amice, două, ho! Da! What? Tu văzut și... Tu văzut și în ce m-a oprit? Nu, m-a întoarță că nu a voastră putere. Bă, cred că iau locul 2, totuși. O, că mai e până la final. Avem 51, 5 minute, ești nebun? Și ăla mai vrea să mai face și drag race. Hai bine, că dacă mă băs acum prin 300. Dă-i din picioare să meargă mai repede, hai. Glume de Dorlin sunt. Da, 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 bă, chiar el o făcea. Păi știam, ce dracu. Sau ridicați picioarele și-l prin baltă. Da. Păi bă, dacă aveți gaură în Dacie, pișeam aș pe voi. Acum era, trebuia să le ridici. Dar cum încăpeați voi, mă, mâncavași toți în mașina aia? Mă, nu mă întreba. Dar stai așa, că Iustin nu era, nu era. Da, și ți se pare că eram puțin 4 în spate. Fă, și stai un pic, că nu, nu eram 4, eram cam 3 de obicei. Dar gândește-te că mai venea și Ioana. Mamă. Ce era mare. Știu. Dar mai trăiește, mă? Păi, cred că da. Parcă să zic că mai avut toată prin piață. Dar ce treabă aveați voi cu ea? Că nu mai țin minte. Eee, nici nu putem să zicem acum. Ce trebuie să întâșteamă? Păi nu, dar gen, i-a stătea cu voi în casă sau mai țin minte? Amice. Amice, ce te bași tu în viața noastră? Ce te interesează în viața noastră personală? Păi eu te întreb ce mănâncă parpandel. Era nevasta lui frate tu și ne părea rău de tine și am ținut. Ce ne întreb tu de viața noastră personală? Da, și m-am făcut prof. Băi, Dățun, nu-i frumos ce faci, frate? Ce mă pui? Bă, mă așteptă și mâine, te... Dă-te-te-te, care-i și ala, uite-l cum așteaptă, uite-l. Dă-te-l. Bă, pișatule, eu luai frumos, bam. Dacă-mi vine unul din față, hai că nu-mi veni, hu. Ce noroc ai. Eram dus. Hai, lăs tu un. Hai, waifu, hai! Bă, cum mă lua ăla mai repede ca mine, mă? Păi eu sunt mult mai bun. Crezi tu, băi? Mamă, mie îmi vine mai prost ca lui Leluma. Da, dar sunt șofer! Chiar voiam să zic. Ce șofer ești, băi, să luați? Și acum de la dreapta! O frână, îi dăm în a patra! Hai, curbă, curbă! Hai, lăs, curbă! A, te-a făcut praf pe curba asta, băi? Păi, bă, ți-ai venit mai bine. Bine, e posibil și asta, mă, să accelereze mai repede. La înghesuiala mea nu prea... Nu ți-l-a neajuns, nu fie alea cu
de mașină bună. Care mașină mai bună? Unde e mai bună, bă? Sunt șofer. Uite, bă, de aici, șofer. Dacă îți dai mașină de 320... Șofer ești, de mâna a doua. Aproape 100 scor peste mine. Băi, dacă avem scor toți la fel, cum vrei să spui că e mai bună? Ești prost? Aș din gura mea, e mult mai proastă. Da, corect. 10. Bă, 10 din 700. Da. Îmi vine cel puțin 10%. Da, corect. Asta vine 30% la 99%. Unde e 10%? E nou pișaia. Îți dai seama, tu ce credeai? Ia, zi-mi acum procentual cât vine pișama și pe tine. Procentual? Vrei să știi cât vine? Procentual vreo 1,5%. Mai puțin de 1,5%, 1,3%. Ia să-mi calculez după. Ia să-ți calculez. A, că tu nu poți, trebuie să-ți calculez eu. Da. 10% ar veni 70. Eu am 10 diferență, deci vine 1,1%. Corect. A, ba nu. Ba da, ba da. E bine. Domnul Toma. Mamă, ce mă duc cu lăstunul meu. Pușeam și pe lăstunul lui, vere. O, că mi-a plăcut mașina asta. Mi-aș lua și una, în realitate. Nu, nici a mea nu e așa, rea, dar nu prea are. Tu, păi, ți-o lua multe, da? Păi și casatul tău e mult peste. Azi geaba. Mi-a mișor decât 8-ul tău. Nu e adevărat. Da. Mult mai mișto. A 8-ul meu nu există mașină mai mișto în Craiova. Nu s-a inventat, da. Nu s-a inventat. Bă, noroc are ăla cu mașina aia, vere. Dă-i mă unul în el, futu-i. În cine, în mine? Da. O, că s-ar da să mă întrece. O, că vorbeam de amicul, stai liniștit. Pe știu. Hai, urcă. E în curul meu. Nu știu ce caut acolo. Alu legumă accelerează mai repede, să știi. Hai lăstun, arată-ne tu cât de bun ești sau dat. Bine, da, se numește da, Datsun, da. Dar eu îi zic lăstun. E mai sonor așa. Păi da. Nu, no, n-aveți așa. Da, că leau. N-aveți cum. Și au de și să dau și disrespect. Nu, bă. Ce să iei pișatule, că avem toți la fel. Este, mă. Salut, băi, băieți. E mai prost dintre noi. Da. Păi eu m-am lovit de atâtea ori, băule. Da, cam atât o să fim pe acest episod, da? Dacă v-a plăcut, apăsați episodul de like, da? Și noi sigur ne vedem episodul data viitoare, da, pa!